Cătălin Predoiu rupe tăcerea în privința celebrei scrisori de la Comisia Europeană. De ce nu subliniere tia Traian Băsescu de ea, ce au cerut, de fapt, oficialii europeni? Fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, rupe tăcerea. Actualul liberal a vorbit despre celebra scrisoare a Comisiei Europene care s-a interesat, în 2012, de mai multe dosare de mare corupție. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Cintacu, Predoiu a spus de ce Traian Băsescu nu subliniere tia nimic despre această scrisoare, dar subliniere i ce dorea, de fapt, Comisia Europeană. Corespondent ca despre MCV nu era de nivelul presubliniere dintelui României. Strict legat de corespondent nu este una care se dep sublinierea scrangul de ministru. Toată documentația e la Ministerul Justiției, la Înalta Curte, la parchete. Erau informații cerute în privința stadiului dosarelor. Nu era vorba despre vreo influență la adresa judecătorilor. Nu era vizat fondul dosarelor. Cred că s-au cerut informații despre acele dosare pentru ce s-a trenat foarte mult oferirea unei soluții, a dezvăluit Predoiu.